Cheia succesului este la mine, resursă educațională pentru clasa 7 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce înseamnă succesul pentru tine? Putem spune că succesul reprezintă reușita în urma unei acțiuni, rezultatul pozitiv în urma unui efort depus, o concluzie bună la finalul unei sarcini realizate mulțumirea personală în urma unei activități. Chiar dacă nu am obținut, de exemplu, un loc fruntaș la o competiție, eu pot vedea ca fiind un succes participarea mea la acea competiție. Ce altă definiție personală ai dat tu succesului? Gândește-te la un succes personal obținut la școală în ultima perioadă. Ce te-a ajutat să obții acel succes? Te întreb asta pentru că recent am văzut o știre pe un post local de televiziune care prezenta cazul Mariei, o elevă în clasa 7 care s-a transferat la o școală din localitatea în care s-a mutat cu fratele ei mai mare. Ea este un copil conștiincios și își dorește să aibă succes și la noua ei școală, dar nu știe cum. Nu știe cum să-și facă prieteni, cui să-i solicite ajutorul când are nevoie, nu are curaj să adreseze întrebări sau să răspunde la ore, nu cunoaște școala, nu știe unde este cabinetul de consiliere sau cabinetul medical din școală. Nu cunoaște modalități de acțiune pentru a obține succesul. Nu a găsit încă cheia potrivită pentru a deschide poarta reușitelor personale. M-am gândit că ai putea să joci azi rolul unui specialist în succese și să-i faci câteva recomandări Mariei pentru a-i fi mai ușor să obțină succesul la școală. Pentru a veni toți în sprijinul Mariei, ne împărțim în 5 grupe, numărați pe rând de la 1 la 5. Astfel, toți cei care ați rostit numărul 1 veți fi în grupa 1, cei care ați rostit numărul 2 în grupa 2, și așa mai departe. Pentru a-ți fi mai ușor să oferi Mariei recomandări care să o ajute să obțină succesul la școală, va trebui să te gândești alături de colegii din grupa ta la răspunsurile pe care le-ai acordat acestor întrebări. Astfel, grupa 1 va nota pe o foaie răspunsurile la întrebarea: cine sau ce te-a sprijinit când ai avut succes? Grupa 2: ce ne poate ajuta să obținem succesul? Grupa 3: Exemple de succese personale din diferite domenii. Grupa 4. Exemple de personalități care au avut succes. Vă puteți gândi la personalități din literatură, artă, sport sau din alte domenii. Cum credeți că au reușit să obțină succesul? Grupa 5. Vor argumenta răspunsul la întrebarea: Un insucces te poate motiva pentru un viitor succes? Gândindu-ne la Maria, ea are nevoie de o okay cheie care să o ajute să deschidă porțile succesului la școală. Fiecare grupă va desena o okay cheie cu 5 zimți, așa cum arată cea din imagine. Folosindu-vă de răspunsurile anterioare, notați fiecare câte 5 factori de care credeți voi că depinde succesul. Ce ar putea să o ajute pe Maria? Caracteristici personale, aptitudini, valori personale aspecte legate de mediu, de familie, de stabilirea obiectivelor. Oferiți Mariei pe cheile voastre sugestii pentru a putea depăși dificultățile prezentate de ea. Numiți o persoană din fiecare grupă care să prezinte cheia succesului, adică factori identificați ca fiind necesari pentru a obține succesul. Vă recomand să fiți atenți pentru a identifica aspecte comune notate de grupe Factorii pe care îi considerați importanți sau mai puțin importanți în a obține succesul și să vă argumentați părerea. Fiecare cheie a grupelor va fi prezentată pe rând. Care dintre cheile prezentate va fi mai potrivită fiecăruia dintre voi pentru a deschide porțile succesului la școală? Rețineți și folosiți-vă de factori importanți pentru voi. Și pentru că Maria și mulți alți elevi doresc să obțină succesul la școală, vă invit acum să realizați o singură cheie a clasei. Cheie care poate fi realizată dintr-un carton pentru a rămâne la vedere în clasa voastră, și pe care o puteți fotografia și trimite persoanelor pe care credeți că le poate ajuta. Pe această cheie, fiecare grupă, în urma negocierilor dintre membrii ei, Va nota un singur factor pe care îl consideră cel mai important pentru a obține succesul la școală. Gândiți-vă ca factorul ales pentru a conduce la succes să fie unul accesibil pentru toți elevii clasei. La final, fiecare grupă va nota decizia pe un zimț al cheii. Astfel, veți obține cheia care conține factorii importanți care influențează succesul la școală. Bineînțeles că pot fi mult mai mulți decât factorii pe care i-ați notat azi puteți să realizați la alte activități și alte chei care să conțină alți factori pentru obținerea succesului în relațiile cu cei din jur, de exemplu, sau pentru a obține succesul într-un anumit sport. Recomandarea mea este să nu uitați să vă spuneți de câte ori e necesar, cheia succesului este la mine, amintindu-vă de fiecare aspect personal important care vă poate ajuta să obțineți succesul.